Ați ajuns interpreți cunoscuți, aveți o familie la care țineți, ce altceva v-ați dorit de la viață? Da, prea generală pentru început, dar o să încercăm să răspundem. Ar fi prea devreme să spunem că am realizat tot. Da. Suntem prea tineri. Evident că avem încă multe scopuri pe care trebuie să le atingem și ar fi păcat să ne mulțumim vreodată, pentru că omul totdeauna tinde spre noi culo, spre noi căutări. Și de asta încă suntem tineri și avem încă foarte și foarte multe de realizat de aici încolo. Și de acum încolo încercăm să ne ducem până la capăt, până la bun sfârșit, sau hai dacă nu până la bun sfârșit, dar să ne realizăm ca profesioniști, încă vorbim de cariera noastră comună, profesională, ambii suntem pe scenă. Evident, scopul e unul, planul sunt mai multe. Și atunci când îți plănuiești să realizezi mai multe scopuri în carieră, evident trebuie să ții cont de multe, hai să spunem, de rigori. Pentru că să devii profesionist peste noapte nu poți. Trebuie să muncești foarte mult. E o muncă enormă. Fiecare zi muncim pentru acest lucru. Părinții dumneavoastră nu agreau ideea să deveniți cântăreață. De ce? Chestia cu părinții, bine, a fost o etapă în adolescență, atunci când încercam să ne definim unde o să mergem mai departe. Bine, asta a fost până eram eu în clasa nouă, în vreo 16, 17, 18 ani, atunci când un adolescent vrea una și se confruntă cu părinții, e bine sau nu e bine, o să fie perspectivă sau nu o să fie perspectivă. E o confruntare de, hai să spunem, de vârstă, dar până la urmă dorința și ambiția își pune amprenta și atunci îți alegi ceea ce vrei să faci din copilărie. Dumneavoastră, de ce ați ales muzica? Asta am făcut de mic copil, eu de când mă țin minte, plus că am făcut și școala de muzică în copilărie. Practic, copilăria mi-a fost marcată de orele de acordeon, de lecțiile la școala de muzică, în timp ce alți prieteni de-ai mei băteau poate mingea sau se jucau sau mergeau la scaldan. Și după asta, evident, asta mi-am dorit să fac întotdeauna și lucrurile au decurs firesc. Evident, a fost și la mine o etapă în adolescență, când părinții și-au dorit poate o profesie mai omenească, să mă vadă poate undeva într-un birou sau să fiu avocatul mamei sau medicul mamei. Până la urmă, totuși, ceea ce am dorit eu a fost mult mai puternic, am avut încredere, în primul rând, în forțele mele. Am avut noroc de oameni buni care mi-au ieșit la timpul cuvenit în cale. Și pentru asta țin să le mulțumesc. Acum chiar și părinții mei sunt mândri de alegerile pe care am făcut-o. Aveți o preferință pentru cântăriță dumneavoastră? Preferință evident că avem. Nu însă definite punct de vedere profesional, dar evident că ne dorim să crească un om deștept, un om un om cu carte, instruit, bine educat, după asta profesia va fi iarăși o chestie pe care și-o va alege singur. Dar până la urmă, eu sunt de părerea că, de fapt, ambii suntem de aceeași părere, că copilului trebuie să-i dai absolut de toate ca să aibă de unde alege. Ori poate noi, hai să spunem, nu prea am avut posibilitatea venind de la țară și poate neavând atâtea ocupații, hai să spunem, aceeași pictură, dans, muzică, ca să ai de unde alege și ca să îți definești scopul, ceea ce vrei să faci în viață. Copilul trebuie să-i dai absolut tot și de timpuriu, din copilărie, de mic fiind. Și atunci, ajungând la o vârstă de 16 ani, deja știe ce trebuie să facă în viață și știe ce trebuie să aleagă. Ea va alege singură, de una singură. Da, cert este că noi îi vom oferi
studii, îi vom oferi posibilitatea de a studia, de a face și artă și sport, de ce? Da, și sport și multe altele. Oricum, când va veni vremea să iau decizii, o va face, cred că. În presă rar apareți singur. Majoritatea cazurilor este vorba de Costi Burlacu și Corina Țepeș. De ce? Pentru că suntem duet și de fiecare dată când apărem singuri, de fiecare dată se iscă niște întrebări, dar unde este Corina, dar unde este Costi? Pentru că așa am apărut în ochii oamenilor în ultimii 3 ani și cred că lumea așa dorește să ne vadă. Cum vă imaginați viața dacă nu v-ați fi întâlnit 8 ani în urmă? Nu știu, mi-e greu să mă gândesc la asta. Da, după 8 ani de zile chiar este foarte greu să ne imaginăm o altfel, dar cred că o altă cotitură nu ar fi avut loc, pentru că este o vorbă, Dumnezeu face, Dumnezeu unește, Dumnezeu... Ai zis tu într-un interviu că nu noi am ales destinul. Desigur, desigur, nu noi am ales destinul, noi trebuie să facem ceea ce ne este dat de sus, atât doar că noi trebuie să ținem cont de ceea ce este al nostru. Dacă e să fim împreună, trebuie să fim împreună. Și, nu știu, ce spui, nu știu. E o întrebare, nu știu, foarte... E greu de răspuns la asemenea întrebări. Să-mi imaginez viața cum ar fi altfel decât așa cum este ea. Care este cea mai memorabilă amintire de până acum? Evident că în viața fiecărui om există mai multe momente de cotitură, există mai multe evenimente care ne marchează într-un fel sau altul. Sigur, cea mai mare realizare și un moment memorabil pe care chiar nu poți să uiți asemenea lucruri este nașterea fetiței noastre, pe care am susținut-o împreună și Costi a născut împreună cu mine, așa că este un moment memorabil. Da, dar dacă să le luăm pe rând, nu cred că diferă mult decât la restul oamenilor. Evident că un moment este ziua în care mergi pentru prima dată la școală, o altă zi memorabilă când îți iei diploma, când ești absolvent. O altă zi, pot să zic, un mare eveniment, adică ceea ce a marcat o cotitură în viața mea a fost întâlnirea cu maestrul Anatol Roșcovan, regretatul, care mi-a susținut primii mei pași în scena profesionistă. Și evident că dacă nu era acea întâlnire în anul 2000, poate lucrurile stăteau altfel, nu știu. Un alt eveniment a fost întâlnirea cu Corina, absolvirea studiilor, nașterea fiicei, nunta noastră, toate sunt evenimente care ne marchează. Altceva a fost spectacolul nostru din 19 mai, în care am lansat și discul nostru. Așa sunt niște puncte. Și care este apogeul? Apogeul o să vedem. Știți cum urmează. Apogeul urmează, da. Fiecare artist tinde spre cea mai frumoasă piesă pe care spune că încă n-a cântat-o, așa cum fiecare compozitor zice că încă cea mai frumoasă piesă n-a scris-o. Și cred că e și bine așa, pentru că asta te face să te miști înainte, să te stimulează. Asta îți dea noi forțe. Te stimulează. Care a fost acel moment în viață pe care nu ați vrea să-l repetați? Nunta. Tot la asta m-am gândit. De ce? Nunta este dată să fie o singură dată în viață și atât. Ne-am dorit o nuntă de aur. Da. Care viață vi se pare mai nedreaptă? Cea din muzică sau cea de zi cu zi? Cea muzicală. Cea muzicală, evident, pentru că de dragul vieții muzicale o sacrificăm pe cea personală, de cele mai multe ori. Da, așa este. Dacă nu muzica, ce altceva ți-ai făcut? Artă. De asemenea, artă. Eu am fost pasionat întotdeauna de fotografie, sunt și acum. Mai sunt și regizor de profesie, am studiat și regia. Și dacă
Doamne ferește, într-o bună zi n-aș mai putea cânta. La sigur că voi face tot artă, fie voi face regie, nu știu, filme, radio, televiziune, ceva genul ăsta. Eu nu știu, mi-ar fi mai aproape domeniul jurnalisticii. Sau m-aș întoarce în anii studenție, acolo când, atunci când am luat diploma de traducător și aș revizui limbile, să încerc să... Nu știu, eu cred că m-aș descurca. M-aș descurca și fără muzică, Doamne ferește. Hai să spune că un om talentat este talentat, da, în toate. Da, bine, vă mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim.